Convocată a doua oară pentru data de 28 iunie, ședința de constituire a Consiliului Județean Neamț a fost din nou boicotată de cei 14 consilieri PSD-UNPR care au lipsit de la ședința de constituire a legislativului județean. O situație similară s-a petrecut și la municipiul Piatra Neamț, unde nici primarul Dragoș Chitic și nici consilierii locali nu au fost validați. Președintele PSD Neamț, candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean, consideră că este vorba din nou de un gest de iresponsabilitate politică și de dispreț față de voința nemțenilor. Cei din Partidul Național Liberal n-au nevoie să respecte votul dat de cetățeni în deputat și să se prezinte. Este lipsă de respect din partea celor din Partidul Național Liberal și asta arată că sunt oameni irresponsabili, că sunt oameni politici mici, care nu înțeleg că o majoritate constituită în mod democratic trebuie respectată. O nouă ședință a fost convocată de prefectură pentru data de luni, 4 iulie, la ora 10, în municipiul Piatra Neamț și la ora 14, la Consiliul Județean. Dacă nici de această dată consilierii aleși nu se prezintă, își pierd mandatele, iar pe locul lor vin rezervele. În cazul în care și rezervele boicotează ședința de constituire a Consiliului Județean, se ajunge în ultimă instanță la organizarea de alegeri parțiale. Deci, alți bani, altă distracție. Liderul social-democrat apreciază că la mijloc, în toată această strategie politică de tergiversare a constituirii Consiliului Local Piatra Neamț și a celui județean, ar fi calculele politice meschine ale liberalilor care nu știu să piardă în spiritul unui fair play democratic, ignorând problemele multiple ale județului. Președintele PSD Neamț Ionel Arsene consideră că este necesar ca liberalii să schimbe atitudinea politică și să se prezinte la ședințele de luni, 4 iulie, pentru că atât municipiul reședință de județ, cât și Consiliul Județean au nevoie de primar și respectiv de un președinte ales.
Departamentul de comunicare al PNL a trimis un comunicat de presă prin care anunță că echipa liberală va utiliza prerogativele permise de legislație pentru a valida o conducere a județului Neamț care să respecte votul cetățenilor dat în proporție majoritară partidelor de dreapta și de centru-dreapta. Dorința Partidului Național Liberal este să unească proiectele pentru dezvoltarea județului Neamț. Echipa liberală nu este adepta unei retorici bazate pe conflict și pe jicniri, se mai spune în scurtul comunicat de presă al organizației PNL Neamț. Reamintim faptul că în conformitate cu mandatele primite, PSD are 17 consilieri județeni, PNL 14, ALDE 2, iar PMP alți 2 consilieri. Conform negocierilor, președinția Consiliului Județean ar reveni PSD, iar un post de vicepreședinte ALDE, iar un al doilea PMP.